Reprezentanții AUR atrag atenția asupra datoriei externe a României, care atinge cote îngrijorătoare. Ritmul acesteia crește de la o lună la alta, iar cauza o constituie, conform spuselor coordonatorului AUR Timiș, Mihai Negoescu, pomenile electorale de la bugetul de stat. Am ajuns la 48% datorie publică externă, deci jumătate din datorie externă totală, ceea ce face ca statul să devină din ce în ce mai dependent de cine? De pretențiile și de observațiile investitorilor externi. Nu? Deci din totalul datoriei publice, jumătate este datorie publică externă. Din datoria externă totală de 180 de miliarde de euro, dacă ar fi să împărțim la populația care activează pe teritoriul României, la care se adaugă românii noștri din diaspora, care sunt cu milioanele și muncesc și trimit bani, gândiți-vă și faceți dumneavoastră calculul cam cât ar reveni pe cap de locuitor, cum se spunea odată. Mihai Negoescu a vorbit și despre deficitul bugetar, care a depășit pragul de 16 miliarde de euro. Nu este pentru prima dată când reprezentanții AUR iau o poziție din acest punct de vedere. Am spus de nenumărate ori, am strigat în discuții private, am spus în presă, trebuie să se oprească această nebunie. A spus prim vicepreședintele partidului, Marius Gurea, viitorul prim-ministru al statului, că trebuie să oprească PSD-ul și PNL-ul îngroparea țării în datorii până nu este prea târziu. Mihai Negoescu a spus că AUR este pregătit pentru această situație și că soluțiile sunt prezentate în planul AUR și planul Simion pentru România.